Leonesc, dragostea pentru modă și frumos, dar și cariera dusă pe culmile succesului pe pământ american. Monica Bârlădeanu și Aura Cercel sunt prietene de mai bine de 14 ani, iar astăzi ne fac o vizită și ne povestesc despre prietenia lor frumoasă. Bine ați venit, doamnelor! Bine v-am găsit! Bună ziua! Bună ziua! Văd că sunteți toți fierți pe roz azi, da. Așa da, că da. Noi ne-am gândit să echilibrăm un pic situația. Da, arătați super frumos. La ce vreme schizofren avem, nici nu știi cum da. Să ieși din casă, practic. Dar aia e. Spune-mi, te rog, spuneți-mi amândouă, cum a început prietenia voastră? Amândouă odată sau? Amândouă odată, rog. Când am intrat pe platou, nu știam dacă o găsesc și astăzi pe superbitatea asta de Ana. Da, superbă Ana. Și, da. Și mi-am dat seama de Ana, te laudă, arată-te, arată-te. Stai luminează fața, bravo. Ia loc, Ana. Ia loc aici, că eu stau cocoțat. Stai la șuietă cu noi. Da. Zi tu, de când ne cunoaștem toate trei? Că am realizat, de fapt, că această prietenie a început simultan și cu prietenia cu Ana prin 2001. Ceva de genul. Da, chiar 90... Eu sigur nu 99, că în 2001 am venit în București. Atunci și Alexandru și Laura și Laura. Da, exact. Și deci când e când a rămas, că, nu, că da, vreau să rotez istoric. Că trebuie să te rusă? Exact. Vreau să înveți rusă? Eu în perioada aceea studiam la drept și a trebuit așa și examenele se de oral și nu știu. Și mi-am dat la Laura Vărgălui acasă. Exact. Și Monica venea și zicea, Ana, trebuie neapărat să mă înveți rusă, neapărat, pentru că e foarte important. Și care ce ai învățat-o? Ce am învățat? Da. Ce știi ceva rusește? Izvinite, pajalista. Izvinite, scuze. Ea avea nevoie, pentru că a fost un interviu foarte important din perioada aceea. Exact, nu, dar ea ține minte perfect, pentru că eu am lucrat ca traducătoare, mă rog, la o companie condusă de niște moldoveni. Ideea este că ei vorbeau, trebuia să le traduci din moldovenește în română, practic. Era destul de complicat să te înțelegi cu ei, dar vorbeau rusă în mod frecvent. Și de asta, mamă, ce memoria incredibilă ești. Făceam și sleepovers dintre astea la Laura, ca să ții minte. Petrecere pijamale. Și mai știi ce pijamale, dacă poți să crezi. Și mai știi cum ne trezea Laura, zicea, bine, hai, treziți-vă, știu ce. Și făcea ăsta, tânăr și neliniștit punea. Exact. Voi de jos se poate, liniștile să plece. Laura Vărgălui e o prietenă comună. Da, ce tare. Deci asta era o gașcă. Dar sunt curioasă... Tu când ai intrat în gașca fetelor? Tot în jur de ani. Tot în jur de ani 2000, da. La restaurante ne-am cunoscut, a fost ceva foarte elegant. Elegant, da, frumos, la patru la finament. Toate, da. Și ieșeam ca între fete, da, și ce facem în seara asta? Mergem la un chinez, zis, ușe. Pac, apare. O lebădă. Așa am cunoscut-o, da? Da. Apoi la un concert, la o petrecere. Gazela era Aura, cu niște picioare lungi, interminabile. Deci nu slipover, nu cu învățat. Nu, fără slip. S-a introdus diferit, da. Diferit, da, probabil. Păi și cum ați ajuns cu povestea la Hollywood? Oh... Hai să spun așa. Bine partea asta de poveste. Pentru faptul că Monica a vrut să meargă la Hollywood, viața mea s-a schimbat complet. Deci experiența vieții mele, pentru că tu ți-ai dorit să mergi la Hollywood, s-a triplat practic. E incredibil. Le spunem și cum. Adică, hai să le spunem și adică cum, exact. Să dezvoltăm puțin. Ideea este că eu eram de ceva timp acolo, de vreo 2 ani deja, și am invitat-o pe Aura... Eram la New York. Și am invitat-o la Los Angeles. Da, cumpăram niște lucruri de la fashion, nu? Pentru așa, brandul colecție, meu. Da. Și m-ați invitat la voi și am zis, Los Angeles, unde Dumnezeu e Los Angeles? Că sunt oricum 6 ore de zbor, ce să caut eu în Los Angeles? Da. Că e foarte departe. Ca și cum ai zburat de 2 ore în Europa. Exact, așa. Adică, da, hai să vin, că era și Oscar, era chiar în duminica de Oscar, mi-aduc aminte că am zburat dimineața. Exact, și a venit Aura la noi, personal cred că trecea printr-o situație delicată. Da, în relație. Și era foarte, cred că erai în punctul ăla în care, let's do this, hai să încercăm ceva nou. Eram în căutări interioare. În căutări, de răspunsuri. Da, spirituale. Ce a venit la noi? Curioasă, curajoasă. A rămas o săptămână, da. Și de acolo preia tu povestea ca să văd cât vrei să spui, că nu știu eu. De acolo, da. Având în vedere că eram într-adevăr în relația mea cu un om extraordinar,
asta țin să punctez. Însă relația ajunsese într-un punct în care probabil ne doream altceva. Care altă relație? Da. Am fost toată lumea. Da, adică pe neașteptate total. Am cunoscut în casă la Monica un domn. Colegul meu de clasă. Da, care urma să-mi schimbe următorii 4 ani din viață și da, care practic a fost motivul pentru care eu m-am mutat în Los Angeles, sau parte din motivul pentru care eu m-am mutat. Deci când am fost invitată de către tine în căsuța aia superbă, exact, deja erai... Da. Era stabilită deja acolo. Și eu tot aceeași căsuță? Nu. Ca să înțelegeți că e o simetrie absolut perfectă, e o simetrie perfectă între viețile noastre. Eu i-am schimbat viața mergând în Los Angeles, practic, și stabilindu-se acolo, îndrăgostindu-se acest băiat nebunește de ea. El de ea și ea de el și așa mai departe. Iar câțiva ani mai târziu, în acasă la Aura, în grădina ei, eu o cunosc pe Aprilia. Aprilia Ivănescu, care e managera mea, cu care am început să lucrez mai mult în România și pentru care, adică, mă rog, treaba s-a legat atât de bine încât nu mi-am mai dorit să mă întorc în Los Angeles. Deci, practic, noi am făcut această rocadă. Ea s-a mutat în Los Angeles. Mă rog, datorită acestui, cumva prin contextul lui, favorizat de mine, și viceversa s-a întâmplat pentru mine în România. Adică mi se pare fantastic asta. Chestia asta la telefon și ne-am dat seama, ni s-a părut absolut incredibil. E ca și cum a fost un serviciu returnat. Da, un fel de karma. Da, exact. Care s-a echilibrat, s-a plătit, s-a închis. Foarte tare. Și uite așa am reușit să facem una pentru alta... Cred că un multe lucru, lucruri. Da. Da, și un lucru fundamental despre viețile noastre. Fără să ne dăm viețile seama, noastre. Da. Eu știu despre tine, Aura, lucruri foarte multe, dar aș vrea să le spunem și oamenilor. Da, te rog. Ești, cred că, singurul designer român care a îmbrăcat staruri de la Hollywood pentru Oscar. Da, sunt primul designer român. Cu ajutorul Monicăi, nu? Că din cauza acestei vizite s-a întâmplat această colaborare cu Los Angeles și mi-am dat seama, ajungând acolo în prima săptămână în care am fost și m-ai plimbat, mi-ai arătat o grămadă de magazine și lucruri și mi-am dat seama, măi, oamenii ăștia nu au stil sau mulți dintre stiliștii care sunt acolo nu fac ceea ce trebuie. Și mi-am dat seama că există o nișă și o oportunitate, eu fiind, am o minte de antreprenor și tot timpul mă gândesc ce ar merge, unde ar merge, ce funcționează, hai să găsim nișa asta, hai să vedem produsul ăsta, poate lipsește acolo. Și am găsit un magazin foarte drăguț, unde ulterior am colaborat câțiva ani cu ei și prin tot felul de relații și de cunoștințe am ajuns să am o rochie pe coverul roșu. Anna O'Reilly, care era încă cu James Franco atunci. Uh-huh. Acolo e ceva foarte interesant. Stiliștii sunt avizi de designer noi. De aceea eu am crezut și cred în continuare că designerii români au un mare viitor acolo. Pentru că oamenii vor să fie deosebiți, vor să fie special, nu vor să aibă aceeași rochie sau același model de îmbrăcăminte. Același stil ca toată lumea. Da. Destul de mult designer de nișă și necunoscut și care au niște propuneri noi stilistice. Exact. Acum e mult mai simplu, adică având în vedere că există social media și Instagram-ul și contactul se face foarte direct. Da. Poți să scrii un mesaj oricărui, poți să acum să scrii direct unei vedete, nu? Mi se pare incredibil, adică e un avantaj fenomenal față de eu a trebuit să intru printr-un PR, plătești PR și acum se face lucru acesta, acum e un contact mai ușor pentru designeri și e loc pentru toată lumea acolo. Chiar și acum, bine, acum nu prea se întâmplă evenimente, dar... Dar și altă dată am fost frumos, pentru că, uite, am avut un shooting cu Laura și a fost foarte drăguț. Da. Mai țin minte, pe vremuri nu alegeam ca astăzi, așa, după filme. Așa, un film frumos. Corect. Foarte frumos. La tine pe balcon mi-a făcut un ceai terapeutic, așa, foarte și mirosea frumos, ai aprins lumânările peste tot. Ce simpatică ești, mi-aduc aminte, da. Detaliile care contează pentru mine. Bine, și mi-aduc aminte cum, așa, și ziceai, eu aveam un din ăsta de la costum de baie cu care m-am lansat la Ard în Flăcări. Cu blăniță și cu niște lanțe. Și poza asta, mamă, ce tare, și cum ai ridicat, nu știu ce. Și și studia așa, cred că aici așa. Asta e așa, seamănă Ana, așa, cam cum se plimbe ea în jurul piscinii, dar uite, așa. Asta e foarte bine. Adică de atunci aveai tu deja o viziune foarte bine conturată vis-a-vis de modelul respectiv sau persoana cu care tu colaborai.
Da. Foarte corect. Și eu am făcut câteva. Țin minte, adică wow, primele noastre experiențe, după ce sigur ne-am cunoscut așa, cum spune Ana, la restaurant, am început să lucrăm împreună și a fost o copertă la FHM chiar două. Două. Exact. Da. Exact. Pe care le-am făcut așa la începutul, eram la început în televiziune, mă rog. Să zicem așa că e o copertă care a rămas destul de... Vroiam să fii senzuală. Nu, e o linie foarte subțire. Exact. Și ea e foarte bună, e foarte bună motivatoare, știi, în spatele camerei și vine și îți leagă. Pentru că e și un psiholog foarte bun. Foarte bun, foarte bun. Am făcut foarte școală important pentru asta, mulțumesc mult. Se simte că e acolo, da, ceva. Mersi, pentru că mersi. În culise, pentru că, când îmi lega fundițele de la mânecă, deci efectiv ea s-a uitat la mine și mi-a zis: Doamne, ce am undeja avut? Șocat, pentru că, da, ne-am șocat că a fost un moment de total flashback, pentru că exact la shoot, exact așa au fost niște nojițe pe care le-am legat la gleznă și la încheietura mâinii și cum am atins-o pe Monica am zis, wow, deci nu pot să cred că am avut flashback-ul ăsta acum nu 20 ceva de ani când am făcut coperta. Eu țin minte că atunci când te-am vizitat, m-a impresionat munca ta. Mersi, foarte mult. Mulțumesc. Și casa în care locuiai mi s-a părut wow, Doamne Dumnezeule, exact Hollywood dream. Mulțumesc. Exact cum trebuie. Știu că tu te-ai impus pe piață cumva printre designer și ai ieșit în evidență prin faptul că tu făceai cusăturile la mână. Da. Și bijuteriile acelea îmbrăcate, da, exact, în ceva foarte exact. Ceea ce e o chestie foarte rară. Da, da. Să faci la mână și erau grele. Și pe gești de piele. Și pe gești de piele, atenție. Niște gești de piele atât de superbe, încât eu am una pe care o iubesc atât de mult, am și purtat-o în Vlad. Deci atât de dragă îmi e. Păi da, sunt aia câteva itemuri în viața noastră. Cu cusătură manuală. Rămânem așa. Da, bine, nu le cuseam eu personal, dar știam ce vreau de la croitoresele mele, care m-au ajutat foarte mult, într-adevăr, evident. Și sunt niște fete extraordinare. Mai fac, mă rog, pentru oameni foarte speciale acum, cum ar fi tu sau tu sau tu. Dar e bine că ai chestia asta dezvoltată pentru gustul acesta de a ține, știi, ține la cusătură manuală. Nu toți designerii apreciază chestia asta. Măi, știi ce? Eu am un... Cred că, nu știu, e probabil printre puținele lucruri care le am și le dețin și mi se pare că sunt am așa, este nelimitat, am acces la o viziune, cred, o estetică unde simt exact ce trebuie, știi? Simt când intru, de-aia m-am și schimbat cumva din vestimentație, am trecut la interior design, la design interior în LA. A, pentru că asta îmi place tot ce ține de vizual și de estetic. Și de simt starea foarte, pe care ți-o dă. Da, simt foarte bine atmosfera asta și orice lucru, orice haină. Cred că cel mai important e când creezi sau pentru un artist este să aibă simțul proporției. Uh-huh. Asta e probabil e un lucru foarte important și de acolo pornești. Cred că de acolo pornește și frumusețea, da, de fapt, din proporții corecte. Exact. Pentru că odată schimbat acest echilibru, ochiul nu percepe ca fi bine ceva în neregulă. Ok, noi cu ochiul nostru putem să apreciem niște proporții, dar mai departe, texturile să se potrivească. Exact. Stilurile, clasicul iarăși se îmbină cu modernul într-un anumit fel, texturile într-un anumit fel, culorile, materia, aoleo, aici trebuie să fii puțin mai mult decât talentată. Nu, chiar și eu cu ochiul meu pot să apreciez niște proporții. Adică proporțiile la obiectiv, dar mai departe. Și uneori proporțiile chiar sunt binevenite. Dar tot așa, contează foarte mult textura și știi cum e, până, cum a spus, da, vreau să pipă și să urluiesc. Textura și costumului, să vezi cum e. Chiar să-ți placă istoria, să te foarte, etape, da, știi, da, ca și în viață. Îmi cer mii de scuze, dar trebuie să opresc această discuție. M-am cocoțat aici că asta e, n-am găsit alt loc, aveam și un fotoliu, dar cu părere de rău trebuie să ne oprim. Mulțumim tare mult de vizită. Mulțumim mult de tot. Anușca, te scoatem la un suc. Da, haide. Da, exact, la restaurant. Se poate să găsim. Remake în 2001. Și să mai veniți și pe la noi, pe la cafea, înainte să pleci. Mai venim cu mare drag. Mulțumim foarte mult de tot. Noi, mulțumim.